Etcetera a pornit cu siguranță din dorința noastră de a avea unde să mergem, să luăm un mic dejun, să stăm relaxați, să povestim cu prietenii. Aveam problema asta că de regulă ne doream să ieșim în weekend-uri, suntem iubitori de mic dejun, mâncăm scrambled eggs la 10 seara și gătim scrambled eggs la 10 seara. Ne doream foarte mult să nu fim condiționați de o oră, ne doream să existe și la noi ideea asta și conceptul ăsta de lazy brunch, în care să stai, să socializezi, să mănânci o mâncare de breakfast fără să fii condiționat de ora 12, la care, gata, nu mai servim mâncare de mic dejun. Pentru noi nu există un model de business. E mai mult o transpunere la ce ne dorim noi, pentru noi, iar pe urmă să le putem oferi oaspeților. Cred că ambele concepte care le avem, Victor, Fresh to Go și etc., au fost pornite din dorința noastră de a avea un produs bun, o servire de calitate și o experiență minunată. Când am început noi, Victor, inițial, eram în perioada studenției și tot ce aveam de pierdut era timp. Știam ce ne dorim, știam că ne dorim să oferim o experiență. Am început pe vremea când nu erau atâtea coffee shop-uri în oraș. Trendul ăsta cu cafeaua de specialitate nu era încă un trend. Cumva, cred că am anticipat și partea asta de takeaway, pentru că exista un singur coffee shop în Cluj-Napoca, în zona primăriei, când am pornit proiectul Victor. Și la fel s-a întâmplat acum și cu Etcetera. Cred că Etcetera e deschizător de drumuri pentru tot ce înseamnă zona asta de mic dejun și brunch și mâncare, concept creat în jurul unui singur produs. Că de fapt la noi produsul vedetă e oul. Îl găsești cam în toate preparatele, gătit în diverse variațiuni. De asta e vedeta. Am avut noroc în cadrul proiectului Victor de o comunitate foarte strânsă în jurul brandului și ne-am format o mulțime de prieteni, o mulțime de cunoștințe și atunci ne-a venit ideea unei mese centrale. Am văzut-o, bineînțeles, în călătoriile noastre, care întotdeauna au avut ca tematică coffee shop-uri, mâncare și așa mai departe. Și ok, hai că îi așezăm pe toți la masă și ce a ieșit după a fost cu adevărat frumos, că oamenii chiar schimbă numere de telefon, povestesc, își împrumută cărți sau reviste. E mișto ce se întâmplă în jurul mesei de la etc. Da, cred că chiar dacă n-au nimic în comun, când se așează cu toții la masă, poți să descoperi lucruri interesante față de omul care stă lângă tine. Am văzut multe situații în care oaspeții cumva s-au reîntors cu oameni care i-au cunoscut aici, la masa centrală.